Valea Fătului. Așa e. Aer curat, natură frumoasă. Știți cum e, zic că la aer și la natură mai doar fraierii acum, ăștia l-au stat în alte părți. Asta e părerea lor, dar n-au dreptate. Ce timp ați stau și acum la oraș, copilul meu e, băiatul meu e solist la Filarmonica din Arad, eu stau la Timișoara, dar stau și la câine. Câinenii din Vâlcea, da. Eu-s vâlcean. Dolgeni, vâlcean, mehedințean, toată România aici, moldovenii nu sunt. Stau și la Timișoara, dar mă duc acasă, mă duc. Și acum ce să vă spun, se faci ce? Urșii care sunt sălbatici și sunt în limitele comportamentului natural merită tot respectul. Merită tot respectul, că e la el acasă, mă rog, dar ursul care iese la mâncare la Brașov sau pe unde este, ala e deja un urs care nu mai e urs. Omul e de vină, da. Și îmi convine ăla care are zona de vânătoare respectivă să mănânce și platou tomberoane, adică ăla care vine și nu pușcă, nu știe unde a mâncat. Da, dar el vine la tomberoane atunci când sunt mai mulți urși decât poate să hrănească. Așa este, e suprapopulată. Normal și ăștia ar trebui, există normal, Darwin a făcut o selecție naturală. Dar li se dă mâncare și asta face să se mulțească mai mult decât poate duce. Poate vrește să rămânește, fiindcă nu mai e vânătoarea cea cum era odată. La, într-un fel, dreptul egale, om-animal. Da, luptă dreaptă. Ne lasă, la demenește, îl drochează și după aia la mine nu așa de pușcă. Și când mi-ai pus melasă, nu-i puști pe toți, că ăla care s-a rămas drogat la o melasă. Melasă e o substanță care se pune pe carne, care face să vină în același loc. E din sfeclă, când se face zahărul. Altceva. Altceva. Melasă care e aia de rămâne zahăr. Deci o altfel de melasă. Și la demenește și nu-i pușcă, de exemplu, vine un urs cu mai doi după el, mai mici. Și îl pușcă doar pe cel de 10 puncte. Da, cel care... De 5 puncte sau de 3 puncte îi lasă. Ăia sunt învățându-se, deja ei sunt drogați, melasa e un drog. Caută altă mâncare și se bagă, iar unde a fost, dacă acolo găsești un tomberon, la tomberon sunt resturi de pâine, resturi de ouă, de carne, mănâncă așa. Și elene să mai iasă să mai mănânce ea. Da, da, să... Vârful Fătul.
dacă vă să... Vârful Sură, capul Surului. Asta e Suru, nu? Da. Budislavu, da. Am mai fost eu pe aici. Clăbucetul. Da, la Avrig. Da. Am prins eu odată acolo 65 de minute de grindină la lac. Era așa, de un lat de mână. Nici n-am mai urcat la Gârbova, sau cum îi zice acolo. Gârbova, scara. Da, mai am coborât pe barcaciu, că eram cu copii. Da. Până la Capra. Și pe urmă ieșim. Sănătate, numai bine. Stânga, vârful Tătaru, jos, în dreapta, Șaua, apa cumpănită, dreapta, vârful Moașa, Șaua Surului, și capul Surului și culmea Surului în ceață. Parțial vârful Scara. Scara.
Și jos e căldarea avrigului, cu lacul avrig. Și deasupra lui, în stâng, în dreapta, e Ciortea, pe urmă Gârbova, Scara, nu? Da. Șerbota, Custura. Poftim? Eu nu fumez, nu știu ei dacă fumează. Deci Muntele Grohotișu. Și Budislavu. Până la lacul Avric. Nu s-a lăsat de câteva sute de ori. Dar a luat-o de la început iar. Spre Bâlea. Și pe urmă ieșim. Vă uitați puțin? Da, este drumul spre Ciortea, care se vede cu toate culmile și vârfurile lui. Și jos, uitați, este căldarea avrigului cu lacul Avrig, care se vede foarte frumos. Întotdeauna are apă, are și locuri pentru pusul. Asta este lacul Avrig. Ce frumos! Să o să filmeze această exclamație a mea, să rămână pe dumneavoastră. Gârbova, Scara. Vârful Scara, însorit. Vârful Gârbova, în umbră. Și lacul Avric. Se vede unde e piatră, până acolo se duce. Și Ciorte.
stânga vârful Scara, în dreapta Gârbova și Valea. Și încălzarea abrigului și Valea Barcaciului mai departe. Ne găsim pe vârful Scara. În față se vede Șerbăta puțin din Gustura Sărății, vârful Negoiu. Și Valea, posibil Valea Topologului. Place pe vârful Scara? Ne place. Trebuie să ce altitudine are, că nu văzurăm. Ne uităm imediat. Nu, dar pe GPS este... Dar acolo este partea interesantă. Vă place... Și aici partea mai puțin noi. Da, sunt muritorii care trec pe aici, că aia sunt de mii de ani, vârfurile alea. Acele vârfuri, ca să mă ascultă poate Veronica, care sunt cu româna și mă spânzură de limbă. Deci, le vedem și pe ele. Ei, și pe urmă, ca să ajungi aici, nu e simplu. Nu orice e în Gheorghe ajunge aici. Directoarea mea, că o să iasă pe ei și nu-mi chestia asta. N-a urcat nici pe Ciucaru. Sunt sigur că nu va citi ce spun, nu a auzit ce a zis eu acum, pentru că ea n-are răbdare să vadă filmul ăsta. Decât dacă vreun dușman îi spune, Doamna, să vedeți ce a zis ăla la adresată. Și atunci caută și găsește. Păi, n-a fost și eu acolo și mai să renunțe, că să detene pe toți, să renunțe, că...
văzut că mănâncă și ștergoaie oile, nu le face rău. Nu le face rău, că nu mănâncă multe. Le face rău dacă nu este rău. Bai că e toxică aia, dar cred că ele mănâncă puțin, că... Nu, e toxică când e dură, dar acum când e coaptă, e coaptă de bună. Acum e bună. Cum îi zice la valea asta? Da. Puha? Asta e puha. Căldarea puha. Și creasta asta pe aici? Muchea puhei. La Barcaciu. Da. A, știu aici, da. Aici știu că am venit noi. Noi am venit de la Turnul Roșu pe sus. Da. Da, de la Șerbota. Custura aia cum se numește? Deci așa îi zicea Sărățic, așa o știam și eu. Ați trecut vreodată pe acolo? Că n-aveți treabă pe acolo, normal. Este, am fost odată am trecut, da. Era ceață, nu se vedea la... Pe ceață am trecut, da. Astăzi nu e așa de bună cum a fost ieri. Să plouă un pic la un... Nu, n-am radio. Am un GPS și ăla are o opțiune pentru vânătoare și pescuit. Și când la vânătoare și pescuit nu e vremea favorabilă, de obicei poate fi și ploaie. Și era
foarte ușor de uzat atunci. Cum îi zice la muntele ăsta? Muntele Negoiu. Și vârful ăla unde sunt oamenii ăia, cum se numește? Vârful ăla de sus unde sunt oameni, cum se cheamă? Ăla de sus, vârful. Șerbota. Și dincolo de Șerbota, dincolo de Șerbota, cum îi zice? Nu, dar la porțiunea de la Șerbota până spre Negoiu, cum îi zice? Baba, ci trece? Lanțuri nu erau nici mai de mult. Amândouă să prindeți clanțul în mână în caz că ar arunca piciorul să puteți rămâne agățat în mână. Să nu vă grăbiți. Când obosiți stați, spuneți și ne oprim toți. Și să vă țineți mereu de ceva, chiar dacă... Și vă uitați unde puneți piciorul. Vă e frică? Mi-e frică de tuturor. E un pic frică de trebuie. Nu ai indicația, nu ești cu soft. Un pic frică trebuie să ne fie, că altfel nu suntem atenți. Stați aici. Coborâți să aveți poziție bună, să vă odihniți. Așa, când pleacă piatra, strigați imediat ce pleacă tare. Și când auziți că strigă, vă uitați în direcția de unde strigă. Ca să vedeți, să vă feriți de ea. Nu-i de glumă aici.
față sau din spate? Se aude vorbind. Da, vine în coci. Dacă te mai sătunim mai aproape.
sus. Al nostru stă și nefixat, el se tinde cât de cât așa. Să-i dați foc cât de tare. Dați la maxim robinetul deschis. Mai dați, mai dați, că nu se aude când e. Spre dreapta.
Mergeți un pic să vă... Ia uzi, bă, șaua scării peste cuștura să răți 5 ori. Habana, Negoiu, veniți acolo? Au fost ei și la Negoiu. Nu, noi... Am ținut numai creasta. Păi mai e încolo 4 ori. Nu jos, mă zis acolo. Habana, sub. Fericită lume tânără. Foarte frumos. Să rămână. Frumos. Da. Ce? Vor acasă? Le frică de nori. Nu, acolo e strunga aia. Da. Du-te. Și cred că puțin mai jos se întâlnește cu potega de la strunga ciobanului.
acolo mai jos. Lespe de aia de acolo, sigur e desprinsă din peretele strungii. Și aia a ajuns acolo jos. Lacul Călțun. Lacul Călțun. Thank you.
cum arată un om așa după impresia, cum e? Frumos, frumos tot, n-am cuvinte. Toată expediția. Nu, acum, vânătoarea. Frumos. Într-o oră am ajuns în vârf. Mai aveți glas? Ne-am întors victorioși. Să nu mai avem. Ce să avem? Glas. Da. Hai, ciripiți că se înregistrează, ziceți. Ce să mai zicem? A fost foarte frumos. Așa, este așa. Un vânt foarte frumos. Spectaculos. Da. Și accesibil. Da. Și accesibil. Și accesibil. Ușor de ajuns. Și spectaculos. Și subțin. Găsesc niște epitete foarte interesante. Atât reușit să spun. A fost foarte frumos. Ne uităm un obiectiv, ne aplaudăm singur. Vă vedeți că închidem registrarea. Am fotografii cu aparatul video. Foarte frumos, foarte frumos. Ce era roșu? Se vedea ceva roșu. În sus. Au fost turiști, au trecut turiști. Mulți, mulți, mulți. Turiștii români nu salută de regulă. Cei străini toți salută. Trebuie să se remarce prin ceva și turiștii români. Adică să se dai noștri, adică de ce să... E țara lor. Oaspeții sunt. Păi, și eu sunt oaspete. Suntem între noi, ne permitem o familiaritate, dar nu să... Pe munte se cam salută toată lumea care se întâlnește. Dar multă lume, foarte multă lume. Ce azi vineri. Poate și din cauza asta pe sfârșit de săptămână. Dacă mergeau spre Moldova, nu crezi pe Podragu, pe unul pe aici, cei care n-au bagaj. Din Podragu e primul punct și pe urmă nu mai e decât refugiu Viște, atâta. Filmați începutul ploii. Puteți la așa un cadru copil. Filmez sfârșitul crestei străbătute de noi. Așa o să se termine filmul ăsta. Cu dumneavoastră pe malul lacului și cu unii care poluează aerul de munte. Și ce-am urcat două ore. Cât l-a poluat. Merit. Da, mai spune că tu mai faci de punctul și lui văd o trei. Să înregistrezi. Bine, să știu. Poate nu am făcut.